Colegele de serie anul trecut în Liga a 4-a Dâmbovițeană, Voința Crevedia și Flacăra Moreni au fost sâmbătă adversare în barajul de promovare în eșalonul 3. Morenarii au început mai bine partida de la Crevedia, chiar dacă jucau în deplasare, și au ratat câteva ocazii mari la poarta gazdelor. Cu toate acestea însă, Voința Crevedia a reușit să puncteze prima prin autogolul lui Pârvu din minutul 15. Flacăra Moreni nu a depus armele și a continuat să atace, iar în minutul 32, galeria oaspeților exulta de fericire. Cârnaru a reușit să restabilească egalitatea cu un șut din interiorul careului de 16 metri, stabilind totodată și scorul la pauză. La revenirea de la cabine, Flacăra Moreni a continuat să preseze la poarta gazdelor și după doar 5 minute de la reluare reușea să treacă în avantaj atacantul Guță venit în linia a doua, marcând pentru 2-1. Când nimeni nu se mai aștepta, în ultimul minut de prelungire din cele 5 arătate de centralul întâlnirii, Voința Crevedia a reușit să restabilească egalitatea prin Nedelea. Suspansul se menține încă o săptămână atunci când va avea loc jocul retur al barajului de promovare în Liga a 3-a de la Moreni. Echipa lui Gabi Paraschiv are însă prima șansă după remiza 2-2 din partida tur, Morenarii putând promova chiar și cu un egal fără goluri.